Primăria Municipiului Timișoara urmează să depună dosarul pentru obținerea fondurilor europene pentru proiectul de regenerare a zonei Traian. La nivelul Consiliului Local a fost aprobată ultima documentație obligatorie pentru a putea depune proiectul. Zona Traian va deveni al doilea centru al Timișoarei. Întreg proiectul are în centrul lui oamenii și o mai bună calitate a vieții. Transformăm 4 piețe și 12 străzi din fabric, zone care acum sunt lipsite de vegetație, cu prea mult asfalt și spațiu public deteriorat, vor avea alei care invită oamenii la plimbare, locuri de stat la umbră, spații verzi, a transmis primarul Dominic Fritz. De asemenea, în piața Traian vor fi plantați arbori și vor fi introduse zone cu fântâni la nivelul solului, unde se pot juca și răcori cei mici și cei vulnerabili. În total, spațiul verde va fi crescut în proporție de 60% cu peste 355 de arbori plantați.